Astăzi vorbim despre parfumuri pentru zodia rac. Reprezentat chiar de un rac, acest semn zodiacal se potrivește perfect între mare și țărm, reprezentând abilitatea racului de a exista atât în domeniul emoțional cât și în cel material. Racii sunt foarte intuitivi, iar abilitățile lor psihice se manifestă în spații tangibile. Dar la fel ca și crustaceele cu carapace dură, acest semn de apă este dispus să facă tot ce este necesar pentru a se proteja din punct de vedere emoțional. Pentru a ajunge să cunoști acest semn, va trebui să lupți pentru încrederea lor. Și alegerea, cred eu, evidentă, este un parfum acvatic. Mai exact, Nishane Ege, care miroase precum marea combinată cu busuioc și cu mentă. Un parfum perfect unisex, răcoritor, de vară, cu persistență foarte bună și care are toate șansele să-ți schimbe starea în bine, mai ales că mixul ăsta adaugă ceva misterios și interesant, mai exact o notă de violet. Dacă scădem bugetul, ajungem la Armaf Club de Mi Milestone, care de asemenea are violetă, pe care de asemenea o combină cu briza mării, dar într-o variantă ceva mai relaxată decât Nishane Ege, oferindu-ți o persistență de cam 5 ore, poate înspre 6. E un parfum care miroase a vară, aducând în mixul ăsta și ceva ușor sărat și unii oameni zic o pornire ușoară spre pepene. Și cred că aici s-ar potrivi și un parfum persistent, dar poate mai discret, cum este Cult for Dream, o combinație de condimente cu fructe, cum ar fi cireșe, prune, cu puțin tutun, un parfum care persistă întreaga zi, dar care stă un pic mai aproape de purtător sau de purtătoare. E un fel de spice bomb, dar în varianta mai discretă, genul de parfum pe care îl împărtășești doar cu persoanele pe care le alegi să-ți stea mai aproape. Iar pentru un rac care vrea să forțeze puțin limitele, Ubaya Naked Moon, scorțișoară și parcă o cireașă fumată ușor dulceagă. Este un parfum mai puternic decât Cult for Dream, se simte un pic mai bine în jur, dar în continuare nu e un parfum care să deranjeze. E un parfum atrăgător, ușor, misterios, plăcut, călduros, care invită pe cei din jur către tine, dar care, nefiind atât de gălăgios, nu e genul de parfum care să facă o declarație.